Sărbătoarea Crăciunului este întâmpinată cu un adevărat miracol într-un medical în spital din Florida. Un băiat de 3 ani se îndreaptă spre o restabilire completă după ce i s-au transplantat 5 organe în același timp. Este primul copil de această vârstă care a trecut cu bine printr-o intervenție chirurgicală atât de complexă. Adonis Ortiz s-a născut cu o malformație congenitală severă. Intestinele sale nu se aflau la locul normal. A fost operat pentru prima dată la numai 3 luni și de atunci a stat mai mult prin spitale. Every single Christmas he's had, it's always been in the hospital. What they would give us is called a day pass, that he can go home for 2 hours, open his presents and go right back. Dar cu toate operațiile, starea lui Adonis s-a agravat. Până la urmă, medicii au hotărât că viața sa nu putea fi salvată decât dacă îi se transplantau simultan 5 organe. Ficat, pancreas, stomac și cele 2 intestine, gros și subțire. O procedură pe care nu o mai încercase nimeni. Everything that they always kept telling me was that he has a 50-50. Nobody would ever give me any other percentage till now. În luna octombrie s-a găsit un donator, iar Adonis a primit noile organe în timp ce părinții și rudele se rugau pentru reușită. După 2 luni, medicii sunt încântați să constate că, deși e încă plin de cicatrici și perfuzii, băiețelul se simte tot mai bine. He is really strong. After all his surgeries, he comes out with a smile. And I'm like, how do you come out with a smile? I'm like, they just chopped you up. La 7 decembrie, Adonis a împlinit 3 ani. El mai are de urmat diferite tratamente, unele pentru toată viața, dar medicii spun că se va restabili pe deplin. Familia speră acum să poată petrece primul Crăciun adevărat din viața lui.